La Clejean, cum e, știți că se uită mulți din Clejean la mine. Băi, Clejeanul e mai aparte așa, este un orășel așa al fanteziilor. Al fanteziilor. Ați înțeles? Al fanteziilor. Sunt, vin să strâng babele, ați văzut cum stă babele până seara la podișcă. La podișcă, ați înțeles că așa să strâng babele. Și babele alea, mă, ca faci voastră, vorbesc de la președinți până la toate alea. Babele alea știu tot. €5.200 culcând spre 6.000, bă, vă mulțumesc de suflet, frate, vă mulțumesc de suflet că sunt un număr atât de mare. Mă uit acolo, vă, 4.100 de persoane la ora 8, miercuri seara, când mulți sunt obosiți, când veniți de la școală și alea, vă mulțumesc, înseamnă extraordinar de mult pentru mine, n-aveți idee cât înseamnă pentru mine chestia asta. Bun, continui acum cu nebunia asta. Și să strâng la pudișcă acolo și zic, mă, Lenuțo, mai văd, ce te-a întâmplat aseară? Ce te-a întâmplat, Lenuțo? A venit Dihori și mi-a furat găile, Dihori! Ce Dihori, bă, că sunt el negros! El negros aia care s-ar dânt țigănii gardul în casa și pe spate pe la mine și fugă aia cu 7 găini la subraz în casa și fula. Ia, Florine, mai multe, că ăștia crede că sunt, ăștia cred că sunt Dihori! Ia, cât și ia, dă-le trecută! Dihori, bă, fură găina, bă, iau și pe aia! Vezi, bă, curcan, ia și curcan, dă-l în coace, dă și curcan, haide, bă! Bă, la mod, băi, deci fură ea la găini. Băi, deci fură ea la găini, mâncava și gura voastră. Bă, în continuu, mă, deci se lăsă decât o găină. Și, bă, de ce mi-ai furat toate găinile? Aia, ți-am lăsat și pe mână, Dumnezeu. E tot, toate găina ta, tu mănânci. Bă, cum fură ea, nu se poate așa ceva, deci gândiți-vă că mama era cu, era cu geanta să ducă să ia pâine. Era tă-tă-tă-tă-tă-tă și cum oare, cum mama ea l-are pe Dumnezeu în cap, e tot Hristos, alea, ce la magazin vorbește numai de Dumnezeu, alea. Și îți dai seama, vine un țigănuș din ăla așa la tine. Mama e, dai-și mie geanta ta? Cum să-ți dau geanta ca în bani? E, atunci lată că o iau eu. Mă pun la mâncii voce de babe. Ale! La modul ăsta, ai înțeles? Bă, deci nu. Ca la Clejean nu se poate așa ceva, mă, ca la Clejean nu se poate. Ca la Clejean nu se poate așa ceva. Ca la Clejean nu se poate, fraților. Nu se poate pe bune. Deci stăteau, i-am mâncat, v-aș gura voastră, ascuși cu arcul.